O să citim doar un singur verset, pe care îl știți, cred că, cu toții. Și m-am bucurat foarte mult când Sebastian, la final, a zis să ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru. Într-un fel, să zicem, a fost așa un semn, că-i un mesaj pe care l-am pregătit pentru noi, din rugăciunea Tatăl nostru. Așa că știm cu toții rugăciunea Tatăl nostru. Cum începe rugăciunea Tatăl nostru? Haideți să ne ridicăm în picioare și să zicem prima parte. Eu vă spun ceea ce scrie în Scriptură, înainte ca să intrăm în rugăciunea Tatăl nostru și facem prima cerere din rugăciunea Tatăl nostru. Eu mă voi opri și vom spune toți împreună. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Amin. Bun, haideți să ne reașezăm. Mă bucur așa de mult să fiu împreună cu fiecare dintre voi. Sunt în România, împreună cu familia noastră. Mi-a rămas toată familia la Timișoara. Am fost la Făget ieri și astăzi și în drum spre Timișoara am venit împreună cu prietenul nostru comun, cu Alin Nemes, și el a mers la altă biserică și eu am venit aici cu foarte mare drag. Și mă bucur foarte mult să mă întâlnesc cu prietenii noștri de la lucruri noi, de la Botoșani. Nici nu știu cum le-a aranjat Domnul așa lucrurile. Și haideți să vă spun de ce le-a aranjat. Nu știu, dar mie îmi place să mă uit la detalii. Numele bisericii voastre se numește cum? Genesa, da? Numele bisericilor și a grupului cum se numesc? Lucruri noi. Au astea două lucruri ceva în comun. Toate vorbesc despre un nou început. Și eu în această seară vreau să vă vorbesc și eu despre un nou început care poate de astăzi să facă diferența în viață la noi, la toți. Așa că uite cum funcționează toate. Eu voi încerca să-mi dau tot interesul, voi încerca să nu fiu foarte lung, la final o să fac și ceva mai ilustrativ ca să putem să înțelegem și după aceea ne vom ruga și vom cânta. E plan bun? Plan bun. Mă uit așa cu drag, văd tineri, frați mai în vârstă, văd din toate categoriile și mă bucur foarte mult de ceea ce văd aici. Felicitări, Domnul să vă binecuvinteze și să vă dea putere și vreau să spun ceva. Orice persoană care va intra aici, de astăzi, să experimenteze o genesa în viața lui. Dacă sunt familii care vor veni cu probleme, cu tulburări, poate chiar în pragul divorțului, în momentul când vor veni aici, prezența Domnului să-i atingă și să pleacă de aici transformați. Dacă vor veni oameni care vor vrea să aibă un nou început spiritual în viața lor, aici să-și predea viața și să plece de aici transformați. Vreți să spuneți amin? Să fie o genesa de fiecare dată aici și îmi doresc foarte mult lucrul acesta. Dragii mei, în această dupămasă vreau să vorbesc despre ceva din cuvântul Domnului, despre o temă pe care am intitulat-o Experiența care face diferența. Experiența care face diferența. Vreau de la început să vă avertizez că pe alocuri poate mesajul va fi unul provocator, dar îngătuiți-mi ca să îl putem ajunge, să-l ducem până la capăt și să vedem dacă face sens ceea ce vreau ca să vă aduc din partea Domnului. Astăzi, unele biserici elimină total valoarea experienței. Merg doar pe informații, doar pe reguli, să spunem așa, și foarte mult punem experiența deoparte. Și o să vedeți de ce e foarte dăunos lucrul acesta, pentru că, de fapt, viața de credință e o experiență. O experiență care ne transformă și o să vedeți, inclusiv Dumnezeu ne-a creat așa și pe alocuri voi face puțin câteva afirmații la modul cum Dumnezeu a creat inclusiv creierul nostru ca să funcționeze. Vedem tot mai mult că sunt oameni care cedează, care renunță, care rămân blocați. Și mai nou, problema adicțiilor despre care am vorbit ieri la Făget este una tot mai întâlnită. Și sunt adicții noi și adicții vechi. Adicțiile vechi le știm cu toții. Dar sunt adicții noi. Adicție de poziție, de putere, de profit, de muncă. Care sunt mult mai aproape inimii noastre și ne aduc mai mare bucurie decât prezența lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi găsim modalități ca să mergem înainte atunci când este greu. Dar haideți să vedem în această seară, totuși, care este experiența care poate să facă cu adevărat diferența în viața noastră. Domnul Iisus Hristos ne-a arătat-o și ne-a dat secretul acesta. El a avut cu siguranță o viață care a făcut diferența. Și avem un verset de la care aș vrea ca să pornim și ne vom întoarce la versetul care l-am citit, care într-adevăr a făcut diferența. Îl găsim tot în Matei, eu o să vi-l citesc, dumneavoastră știți.
La botezul Domnului Iisus, cuvântul Domnului spune așa: de îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Experiența aceasta l-a ținut pe Domnul Iisus Hristos puternic până la capăt. Știți ce a urmat imediat după această afirmație? Pustia. Pustia. Și spunea cineva aici toate tentațiile: dacă ești, dacă... Și această frază, această experiență, care este mai mult decât o frază, e o experiență. Pentru că, haideți să fim sinceri, nu-i așa că sunt tineri și persoane care știu Biblia foarte, foarte bine, dar sunt blocați? Știu Biblia extrem, extrem de bine, dar trăiesc în probleme, în adicții, în conflicte, în stări și nu experimentează ceea ce știu. Da? Și haideți să fim sinceri, să fim cu cărțile pe față și să vedem ce nu funcționează și, de fapt, ce vrea să ne spună Scriptura când vine vorba despre modul cum noi putem ca să avem o viață transformată. Deci, acest eveniment, această experiență l-a ținut pe Domnul Iisus Hristos. A fost experiența care l-a ajutat să intre în slujire. Și aceasta a fost, din punctul meu de vedere, o experiență de bază care a fost un punct de cotitură. Mi-aduc aminte, la un moment dat spune Domnul Iisus Hristos: voi o să mă lăsați, dar eu nu o să fiu singur. Spune așa: voi o să mă lăsați singur, dar eu nu o să fiu singur. De ce? Căci Tatăl este cu mine. Oare nu e același Tată care a avut și a trimis acel mesaj din cer împreună cu atingerea blândă a Duhului Sfânt? Care-i mesajul acesta? De fapt, ce a vrut Dumnezeu să transmită în acel moment? Voi face referire la patru cuvinte pe care aș vrea să le reținem în acest mesaj. În acea experiență, Tatăl și-a arătat dragoste, validare, încântare și-a rostit afirmare peste Domnul Iisus Hristos. Este tot ceea ce ne dorim noi sau ce am fi avut nevoie din partea unui tată pământesc. Dragoste, validare, încântare și afirmare. Citeam în urmă cu câteva luni că se duc tratative să se scoată cuvântul Tată din rugăciunea Tatăl nostru. Pentru că tocmai cuvântul Tată de aici ne împiedică, interesant. Ne împiedică ca să putem să trăim cum ar trebui. De ce? Pentru că experiența pe care poate noi, fiecare dintre noi, am avut-o mai mult sau mai puțin cu Tatăl nostru, este o barieră foarte mare în a ne relaționa la Dumnezeu ca Tată. Am citit într-o zi, când am pregătit acest mesaj, în urmă cu câteva luni, am citit acest verset și mă rugam. Și vă mărturisesc cum o experiență. Și în timp ce stăteam și mă rugam și am citit acest verset care spune, vi-l repet, Tatăl nostru, eu atunci am spus, l-am personalizat, Tatăl meu care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Am avut ca o sclipire și am realizat, Doamne, păi ceea ce îmi cer Tu e ca eu să-ți sfințesc numele de Tată. Eu să-ți sfințesc numele de Tată. Și în acele momente, trei gânduri au venit în sufletul meu. Și aș vrea ca să vi le spun. Primul lucru care l-am înțeles este că sfințesc numele Lui când experimentez dragostea Lui de Tată, în primul rând. Când am citit până atunci de multe ori versetul acesta, știți cum îmi răsuna în cap? Sfințească-se numele Tău! Și numai cuvântul Tată nu-l puteam pune acolo. Pentru că crescând în biserică, auzind o grămadă de predici, când venea vorba de a sfinți numele lui Dumnezeu, eu atașam cu un Dumnezeu departe, cu un Dumnezeu atât de greu de ajuns, cu un Dumnezeu la care nici cum nu reușeam să îi fac pe plac. Și pentru prima dată am avut revelația că rolul meu, înainte de orice, e să sfințez numele Lui, dar numele Lui este Tată. Și înainte, și pentru a putea sfinți numele de Tată,
În primul rând, trebuie să-L experimentez ca tată. Și acum eu am o întrebare, oare câți în această seară suntem aici care cel puțin odată l-am experimentat pe El ca tată așa cum îi? Nu așa cum credem că îi, nu așa cum ni s-a spus că îi, nu așa cum poate, nu știu, ne-ar plăcea să fie, ci așa cum îi, tată. Acum când auzim câte un cuvânt, aș vrea acum să vă spun ceva practic. Când auzim câte un cuvânt, când eu spun un cuvânt și dumneavoastră auziți, într-un interval de o jumătate de secundă, creierul nostru primește informația în felul următor. Prima dată auzim sunetul, sunetul ne trezește o emoție, după aceea înțelegem literele, structura cuvântului și după structura cuvântului de T-A-T-Ă, aducem însemnătate cuvântului prin toate memoriile care sunt atașate acestui cuvânt. Repet, când noi auzim un cuvânt, prima dată auzim sunetul. Sunetul ne trezește o emoție. Repede, într-o jumătate, mai puțin de o jumătate de secundă, înțelegem structura cuvântului, tată. Și în momentul când am auzit structura tatălui, toate experiențele noastre se atașează acelui cuvânt. Și înțelegeți de ce eu, în momentul când citeam versetul acesta, îl citeam prin tot ceea ce am auzit. Când eram pe genunchi atunci și am început să plâng și am zis, Doamne, nu știu dacă Te-am cunoscut vreodată ca un tată, așa cum ești Tu. Mi-am dat seama de al doilea lucru, că sfințesc numele de tată când experimentez, atenție, în primul rând, dragostea de tată și când experimentez că sunt copilul Lui prea iubit. Nu când știu, când experimentez. Copil prea iubit. Când experimentez. Și în al treilea rând, bineînțeles că sfințesc numele de tată când ascult de Duhul prin care am fost înfiat. Noi repede trecem la ultima. Sfințim numele de tată atunci când trăim cum trebuie. Sfințim numele de tată atunci când ne comportăm cum trebuie. Stai un pic! Că și eu am două fete. Una mi s-a mutat în Timișoara și s-a terminat, s-a devastat. Am mai rămas numai cu una în Irlanda. Eu nu-mi doresc ca ele să se comporte numai cum trebuie. Nu-mi doresc numai să le văd că sunt perfecte, că toate le vorbesc de bine. Eu vreau să am discuții cu ele. Eu vreau să mă cunoască pe mine, așa cum îs. Vreau să se vadă cum le văd eu și mai apoi să se comporte cum le zic eu. Pentru că mie nu-mi trebuie o relație de genul ăsta în care tu trebuie să faci, tu numai atunci când faci ce bine ești văzut de mine. Tu numai atunci când te comporți bine, eu te laud. Numai atunci când faci ce trebuie, avem timp să mergem undeva sau să-ți cumpăr ceva. Nu! Prima dată vreau să am o relație cu tine, vreau să te vezi cum te văd eu. Și mai apoi, bineînțeles, să trăim cum trebuie. Și revelația aceasta m-a făcut atunci să stau și să le experimentez poate pentru prima dată într-un mod profund și adevărat pe tatăl meu. Mi-am dat seama atunci de ce Domnul Iisus Hristos din toate cele 43 de nume din Vechiul Testament n-a folosit nici numele Dumnezeu Elohim din Geneza 1, nici Jehova Elohim Shavao din Psalmul 59, Domnul Dumnezeul Oștirilor, ci l-a revelat pe Dumnezeu ca Abba, un copil care are o relație cu tata. Dragii mei, aș vrea în această seară și dorința mea la finalul acestui mesaj este ca fiecare să avem această experiență în care să-L experimentăm pe Dumnezeu ca tată. Nu putem în viața aceasta de credință ca să fim biruitori, ca să putem să facem ceea ce Dumnezeu ne cere până nu-L experimentăm ca tată. Un tată care ne iubește, care ne validează, care ne dă, care e încântat că e cu noi, care ne afirmă. Și aceasta e o experiență, nu uitați, nu ajunge informația. Nu ajunge informația. Haideți să vedeți de ce ni-i greu. Haideți să ne vedeți de ce ni-i greu. În primul rând, pentru că noi tot ce știm despre tată, ce înseamnă un tată, filtrăm, fără să ne dăm seama, într-un mod subconștient și deschis, într-un mod subconștient înainte de orice. Ascultați-mă, înainte ca noi să avem o părere față de tată, într-un mod subconștient se trezește o experiență a ceea ce înseamnă tată.
Și atunci noi trebuie să lucrăm aici ca să putem, ca să-L înțelegem. Și uitați ce experiențe putem să avem. Unii poate am avut un tată absent. Și acum, pentru cei care am avut un tată absent, care poate a fost absent fizic, a fost absent emoțional, a fost absent verbal, fac aici o paranteză. La un moment dat m-am întâlnit cu o persoană, nu important dacă e băiat sau fată. Și mi-a zis așa, tata aproape n-a vorbit deloc cu mine, a fost tot timpul plecat și acasă nu vorbea absolut deloc. Nu-mi permit ca să spun aici, pentru că de obicei sunt lucruri pe care le spunem de la amvoane care nu. Dar din cauza aceasta a ajuns să intre într-o viață de o adicție atât de complicată de pe la vârsta de 17 ani până la vârsta de 30 de ani. Și am stat și am zis, uite, pentru o jumătate de oră, pentru că tu n-ai, tata nu vorbi și nici tu nu poți să vorbești bine cu mine, eu tac și tu te rog frumos să-mi vorbești. Și eu stau cu drag și te ascult și te iau și în brațe. Ce răni pot să facă astfel de experiențe? Un tată absent fizic, verbal, bineînțeles că și emoțional. Și tot creierul și tot ceea ce se întâmplă în noi, o să vă spun imediat, tot ceea ce se întâmplă în noi, în momentul când auzim cuvântul tată, începe ca să experimentăm, începe. Și uitați, venim la biserică și sunt unii care îs, uite așa se uită, nici nu cântă, nici nu se roagă. Noi cântăm despre dragostea lui Dumnezeu sau unii cântă și zic, o venit ceva o dată la mine, tot așa, așa am vorbit și mi-a spus, Călin, după ce am spus puțin de ce e așa de greu să se apropie de Dumnezeu, mi-a zis așa, și acum ce să fac dacă nu pot? Să mă duc și să-L iau pe la care plânge și să zic, ajută-mă, că eu nu-L simt pe Dumnezeu cum îl simți tu. Pentru că a fost un tată dur, a fost un tată rău, nici nu are noțiune ce înseamnă intimitate. Și noi suntem chemați la intimitate. Tată absent, nu? Statisticile spun că cei care au avut un tată absent fizic, emoțional sau verbal au cu 63 șanse mai mult ca să se sinucidă, cu 90% au șanse să fugă de acasă, cu 71% au șanse să renunțe la școală. Pentru că nu a fost cineva care să iubească, să afirme, să valideze și să fie încântați că sunt prezența lor. Îs rănile făcute de tata. Bineînțeles, cei mai mulți nu vrem ca să facem așa. Un al doilea tată, un tată abuziv, care doar pedepsește, urlă, lovește, îți ia libertatea, controlează și manipulează. Eram undeva într-o altă țară și mi-a zis, cineva a experiențat așa ceva, n-am mai auzit, mi-a zis, când venea tata, fugeam în cameră și de la ora 5 nu mai ieșeam până dimineața. N-aveam voie să facem un zgomot. Când venea foarte beat și îl vedeam cum vine, săream toți copiii și luam toate cuțitele și le ascundeam. Eu așa ceva n-am mai auzit și multe, multe adăugate. Într-adevăr, o experiență unică poate sunt foarte rare acestea. Da? Tată abuziv. Normal că atunci când venim la biserică și când tot trupul nostru începe ca să experimenteze, că vorbim din noi de experiență, să experimenteze așa ceva, cum să-L înțelegi pe un Dumnezeu aproape? Cum? Tată greu de mulțumit. Și aici poate mai mulți suntem în această seară. Dacă vei face asta, te iubesc. Dacă vei face asta, așa, dacă, dacă, dacă. Și ajungem și predicăm o astfel de evanghelie. Că dacă facem asta, suntem acceptați. Dacă facem asta, suntem iubiți. Și noi nu înțelegem că de fapt evanghelia începe pentru că sunt acceptat, pentru că sunt iubit, pentru că am acces la El, pentru că sunt neprihănit. De aceea ascult din dragoste. Tată pasiv. Un tată care e prezent, dar nu implicat. Un tată care e acolo, dar nu se implică. Da, și venim și parcă ne rugăm 20 de minute, Doamne, de ce nu intervii? Doamne, nici nu ne facem timp măcar să stăm în prezența Lui și să-L așteptăm, pentru că noi știm că El nu va spune nimic. Noi deja credem că Dumnezeu nu va spune nimic. E prezent, dar e pasiv. Orice putem spune despre Dumnezeul nostru, dar nu că e un Dumnezeu pasiv. Și ultimul, un tată antagonist, parcă adversar, e tot timpul în competiție cu tine, te critică foarte mult, e ciudă sau are invidie pe tine ca și copil.
Și uitați, avem astfel de experiențe și venim la biserică și învățăm Scriptura și încercăm. Se pot întâmpla niște experiențe supranaturale. De exemplu, una din experiențele supranaturale pe care am întâlnit-o și am văzut-o cu ochii mei, eram într-o altă țară, la o tabără de tineret și la final o fată a venit și a avut o mărturie și a zis: am venit în tabăra asta fără mari așteptări. Deși înainte să vin în tabără, prin Duhul Sfânt Domnul mi-a vorbit că vrea să facă ceva în viața mea, dar ceva mai deosebit, special, dar n-am știut ce, zicea, am 21 de ani, născut în familie de credincioși, n-am făcut păcate, adică am adus la biserică, foarte implicată în slujire, am văzut-o foarte, foarte activă pe acolo. Deci, o lider de fată și ea nu știut. Și la un moment dat, în închinare, stând și așa mai departe, nu a putut să se deschidă înaintea lui Dumnezeu și a zis: Doamne, dar eu de ce nu pot să mă deschid așa? Și la un moment dat spune că în timp ce se ruga, după a doua, a treia seară, la un moment dat se uită jos și vede o Biblie și pe Biblie scria în engleză: You are unconditionally loved. Ești iubită necondiționat. Și a zis că pentru prima oară a înțeles cu adevărat că ea iubită. Și a zis, a început să plângă. Era acum în fața noastră, era cu ochii în lacrimi și a zis așa: n-am crezut că de fapt eu niciodată n-am experimentat dragostea lui Dumnezeu. Toate lucrurile mergeau foarte bine, dar niciodată, cu adevărat, a fost o revelație prin Duhul Sfânt în momentul respectiv, nu știu povestea vieții, dar asta a fost mărturia ei. Și dragii mei, dacă așa stă situația, haideți să vedem puțin, într-adevăr, de ce e un pic mai greu sau de ce trebuie să înțelegem că avem nevoie de o experiență. Când vine vorba de creierul nostru, avem cel puțin două nivele ale creierului care acționează fără ca noi să le activăm. Este ceea ce numim noi creierul de atașament sau relațional și creierul de siguranță, emoțional. Atașamentul pe care l-am făcut, da, când eram micuți, și creierul relațional sau emoțional care se activează imediat în momentul când intrăm în atașamente. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul când noi auzim cuvântul de tată sau ne întâlnim cu cineva care, mă rog, ne aduce aminte de așa ceva, într-un mod subconștient se trezește toată povestea vieții noastre. Într-un mod începem să simțim toate lucrurile acestea. Și din cauza aceasta trebuie să ne oprim neapărat în a mai băga 1000 de informații și trebuie să căutăm prezența lui Dumnezeu care să refacă o experiență nouă împreună cu Dumnezeu. Știți cum îmi imaginez că de multe ori se întâmplă? În Scriptură spune că noi ca și copii ceream pâine, dragoste, afecțiune, înțelegere și primeam pietre. Părinți reci, un tată rece sau câteodată chiar un șarpe. Părinți răi, care ne-au făcut lucruri rele. Ok, și într-un astfel de context, dragii mei, haideți să vedem puțin, mergând la finalul acestui mesaj, ce avem nevoie să facem, experiența care face diferența. Revenim la acest verset din Matei, capitolul 3. Recitesc, spune cuvântul Domnului că la un moment dat s-a deschis cerurile, a văzut Duhul Sfânt care a venit în chip de porumbel, a venit peste el și din ceruri s-a auzit un glas, un glas al dragostei, un glas al validării, al încântării și al afirmării. Acesta este Fiul meu, prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, în care sunt încântat și despre care sunt încântat. Vreau să vă propun ceva. În cultura ebraică, binecuvântarea și dragostea pe care și-o arăta părintele față de copil avea o progresie. Prima dată atingere și mai apoi afirmație. Atingere și afirmație. Dacă vă veți uita în Genesa, în capitolul 27, Isaac, Iacov și Isaac, sărutare și mai apoi cuvinte. Dacă vă uitați în Luca, capitolul 15, spune cuvântul Domnului că la un moment dat a venit fiul risipitor acasă și tatăl ce-a făcut? Prima dată l-a luat în brațe, așa murdar cum era. Nu, acum vă rog, imaginați-vă, tatăl care îl ia în brațe, fuge și îl sărută mult. Cum s-o fi simțit copilul ăla în timp ce tata îl ținea în brațe și îl săruta? Cum s-o simțit? Spuneți-mi dumneavoastră, voi, cum s-o simțit? Că vorbim despre experiență, cum s-o simțit? Iubit, în siguranță, în liniște, acceptat,
au avut tot ce au avut nevoie. Și după aceea au venit cuvintele. Aduceți-vă aminte de Marcu, capitolul 10, unde spune că Domnul Iisus o lua copiii în brațe și după aceea i-o binecuvântat. Nu i-o binecuvântat de la distanță. Da, parenting din ăla de la distanță. I-o luat în brațe și după aceea i-o binecuvântat. Aduceți-vă aminte în Genesa 2 când Dumnezeu a făcut pe om. Spune, cu mâna lui l-a făcut și după aceea a pus suflare de viață. Dar haideți să ne uităm puțin aici. Prima dată s-a coborât Duhul Sfânt în chip de porumbel, atingerea. Și apropo, dacă vorbim de porumbel, este simbolul păcii, al odihnei și al iubirii. Spunea Artie Kendall la un moment dat într-o carte de-a lui, porumbelul nu stătea nicăieri unde era agitație. Este simbolul păcii, odihnei și a iubirii. În cântarea cântărilor, citim mult despre ce? Despre porumbiță. Din cerul lui Dumnezeu a venit o atingere. Din cerul lui Dumnezeu a venit o atingere peste Fiul lui Dumnezeu. Și după aceea a urmat cuvintele, pentru că înainte de orice îi atingerea care înseamnă afecțiune, care înseamnă siguranță. Înainte de multe alte cuvinte să le auzim, avem nevoie de experiența aceasta a afecțiunii din partea lui Dumnezeu, a siguranței pe care o primim în sufletul nostru. Și asta o poate face Duhul Sfânt. O putem experimenta în momentul când îl așteptăm pe Domnul. Știți, există în Psalmul 40... Îmi vine acum în minte, în Psalmul 40, la un moment dat, începe așa psalmistul. Cornilescu traduce în felul următor. Spune așa, îmi pusesem nădejdea în Domnul. Și după aceea s-au întâmplat niște lucruri. El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos de acolo, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Îmi pusesem nădejdea, sunt două cuvinte în ebraică. Ascultați-mă ce spune acolo. În engleză zice, l-am așteptat cu răbdare. Dar în original spune, l-am așteptat. Și el s-a plecat spre mine. Vă mai spun o experiență. Era o fată care la un moment dat, și am spus-o și mai multe locuri, dar pentru mine a fost una din experiențele pivotale. Era o fată care la un moment dat mi-a spus, nu știu cum să mă rog. Și urmă atâta sfatul care l-am avut, am zis, roagă-L pe Duhul Sfânt să-ți spună. Poate-ți aduce aminte, te rogi pentru cineva, poate spune să mulțumești, poate spune așa și continuă de acolo. Și când nu mai știi, mai spune, Duhul Sfinte, oare acum pentru ce să mă rog? Oare acum pentru ce să mă rog? Și era ultima seară de tabără și ea a mers, n-am crezut că o să facă, s-a dus în cameră. Când toți erau la focul de tabără, ea a rămas în camera ei și a zis, Duhul Sfinte, învață-mă cum să mă rog. Și a zis, am așteptat 10 minute și nu s-a întâmplat nimic. Și a zis, după 10 minute, am simțit o prezență în cameră pe care niciodată în viața mea n-am simțit-o. Am început să plâng cum n-am plâns niciodată. Am pierdut noțiunea timpului. Și mi-a zis, dar cât timp te-ai rugat? Cât timp ai plâns? Nu cât timp te-ai rugat, cât timp ai plâns? Și ea zicea, am plâns 30 de minute. Și am zis, de unde știi? Deci mi-am pus telefonul, ca tot timpul îmi pun telefonul cu muzică să mă ajute puțin. Mi-am pus acolo muzică soft. M-am întors, era ora 1 noaptea, m-a oprit pe coridor și am stat cu ea și am discutat. Înainte cu 3 zile vorbisem cu ea cum să o ajut în alte situații și aveam cu tot o altă fată în față. Acum îi străluceau ochii, o fată confidentă. Printre lacrimi plină de bucurie, îmi spunea ce i s-a întâmplat. Și zicea că la un moment dat am simțit cum o durere din piept, nici n-am știut că am așa dureri, a ieșit din mine. A fost o experiență a vindecării lui Dumnezeu. A fost o experiență a prezenței lui Dumnezeu. Mi-a mai spus multe altele, v-aș mai spune eu ce, dar poate că au avut experiență deosebită. Avem nevoie de experiența dragostei. Avem nevoie mai mult decât de informații. Avem nevoie să simțim dragostea Tatălui. Totul începe în dragostea Tatălui. Acolo spune la un moment dat Pavel să fim înrădăcinați, să lungimea ei, adâncimea ei să fie la o așa măsură încât să fim de astăzi înrădăcinați în dragostea Tatălui. Atingere, afecțiune și siguranță și cuvintele care aduc identitate și împuternicire. Și poate veți spune unii și cred și aveți dreptate și veți spune, Călin, sincer, nici nu știu cum îi, mie mi-e frică să stau să-L aștept pe Domnul. Dacă știți cum e creierul nostru, e frică de necunoscut și ce e necunoscut pentru că mi-aduce frică, începe să-mi fie frică și uite cum nu mai fac.
Dar nu trebuie să ne temem de prezența Tatălui. Odată experimentând-o, odată vindecându-ne ceea ce avem nevoie să ne vindece, veți vedea ce se va întâmpla în viața noastră. Și dacă sunteți unii care poate că nu faceți, uitați, vă dau un sfat practic. Vă rog, imaginați-vă, Scriptura spune că vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copiii Lui, și în altă parte spune, dându-și Fiul să moară pentru noi. A fost ultima expresie a dragostei. Ok, mi-e greu să aștept, mi-e greu să intru în experiență. Îți recomand ceva, stai 10 minute. Asta îți recomand, du-te acasă și stai 10 minute gândindu-te că Tatăl tău și-a dat Fiul să moară pentru tine. Stai atât și spune, Doamne, sunt aici. Și lasă-L pe Dumnezeu ca să lucreze. Pentru că Dumnezeul nostru e mai interesat, Tatăl nostru e mai interesat ca să se atingă de noi și să ni se reveleze ca Tatăl cel adevărat. Termin și vreau să vă spun în Psalmul 51. Timp în care poate dacă cineva mi-aduce aici un scaun în față. În Psalmul 51, versetul 6, spune așa cuvântul Domnului. Dar tu ceri, acolo tu vrei, da? Aia e în ebraică. Dar tu vrei ca adevărul. Și în această seară care e adevărul? Că Dumnezeu nu este echivalentul tatălui biologic, este perfecțiunea tatălui biologic. Tu vrei ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea în ebraică, în lăuntrul meu, în locurile ascunse. Știți cum traducem noi? În subconștient. Acolo unde e nevoie de vindecare. Iar cuvântul inimă aici, în ebraică, sunt glandele suprarenale, care odată ce se activează sistemul emoțional și de atașament, trimite stresul acela care se elimine cortizol, care să ne îndepărteze de Dumnezeu. Da, e un Dumnezeu prea departe. E un Dumnezeu care vrea să mă pedepsească acum. E un Dumnezeu, nu știu cum să mă apropiu de El. În momentul când spune Scriptura că adevărul trebuie să pătrundă acolo, ne liniștește tot ceea ce noi avem acolo și are nevoie de liniștire. Să coboare adevărul acolo unde a fost minciuna, că Dumnezeu e așa. Acolo unde a venit minciuna, că Dumnezeu nu te-a iertat, că nu te mai iubește, că Dumnezeu e nu știu cum și nu știu cum. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți arate cum este. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți arate cum este. Aș vrea să-ți vă descriu puțin cum e asta cu atingerea și afirmația. Vreau să chem un băiețel în față. Vrei să vii în față? Haide! Haide aici. Cum te cheamă pe tine? Rareș, hai aici, Rareș. Ia, pune-ți tu căpușorul ăsta aici, așa pe mine. Nu cred că există o imagine care să reprezinte mai bine pe Dumnezeu și modul cum vrea El să-L experimentăm. O să vă dea fratele Dorel versetele despre faptul că El ne ține în brațe. Înainte să-I spunem ceva, El are nevoie de siguranță. Are nevoie de afecțiune. Are nevoie să știe că iubit, e acceptat. Și de aici, din locul acesta, după aceea, să-I spunem că suntem încântați, îl validăm, e Fiul nostru, care poate să meargă în lume, chiar și în pustie, și să își reprezinte Tatăl și să nu renunțe. Toți avem nevoie de experiența care face diferența. Experiența dragostei uimitoare a Tatălui. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău de Tată. Așa îl sfințim. Așa îl sfințim. Avem nevoie să stăm. Știți ce spune cuvântul Domnului? Când veți citi de acum nădejde, cuvântul nădejde, traduceți-l, așteptați-l pe Domnul. Asta înseamnă. Și dacă vă veți uita, cei care îl așteaptă pe Domnul și a nădăjduiesc în Domnul, își înnoiesc puterea ca vulturii. Cei care nădăjduiesc în Domnul, vedeți ce promisiune au ei. Eu știu într-un Dumnezeu care atunci când e așteptat, El vine așa cum vrea El. Și eliberează, vindecă, descătușează și așează adevărul în adâncul inimii. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să ne pregătim să cântăm o cântare. Și dacă în această seară sunt persoane aici care
vor o genesa în viața lor. Poate vrei o genesa într-un anumit domeniu. Vrei un nou început. Te rog să vii în față pentru că vreau să mă rog împreună cu Dorel și cu ceilalți pentru tine. Poate vrei ca să-L experimentezi pe Dumnezeu așa cum L-ai experimentat. Poate ai nevoie de atingerea Lui, de vindecarea Lui, de eliberarea Lui. Aș vrea să vii în față pentru că vreau să ne rugăm pentru tine. Poate ai nevoie ca adevărul Lui Dumnezeu să se așeze acolo în adâncul inimii. Domnul poate face ca adevărul să se așeze acolo în adâncul inimii și ceea ce te-a robit, ceea ce te-a ținut blocat, frica respectivă. Domnul, ascultați-mă, Domnul îndepărtează și atacurile de panică. Mi-aduc aminte, odată la noi la biserică, era un frate acolo și dacă fratele vorbea de unul dintre slujitori, nu suntem aici să... Era acolo la balcon și în momentul ăla și-a pus mâna pe inimă și acolo Domnul l-a eliberat și de atunci nu mai a avut niciun atac de panică. Nu știu care e frica. Știi când ești încredințat în dragostea Tatălui, atunci când e experiență, nu e doar informație, atunci se liniștește frica. Avem noi un verset, dragostea desăvârșită ce face? O izgonește! O izgonește! Și mă rog în această seară, orice frică să fie izgonită din locul acesta. Nu știu, frică de viitor, frică de moarte, frică, nu mai știu eu ce altă frică e, în numele Lui Iisus Hristos, prin dragostea Tatălui, orice frică să nu mai aibă loc în această seară. Dragostea și adevărul lui Dumnezeu să se coboare în adâncul inimii, acolo unde se liniștește. Știți că când se liniștește stresul, se vindecă câteodată și boala? Că de cele mai multe ori, multe boli sunt și pe baza stresului. Și avem nevoie de dragostea lui Dumnezeu și adevărul lui aici, în adâncul inimii noastre.